Așa, bună la toată lumea. Bună. În sesiune de curățare pentru Petruța, care este aici cu noi. Da. De curățare standard. Avem și o listă mică, o să o vedem pe parcurs. Acum relaxează-te. Iar într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult. Într-un moment, lasă-ți un număr de la 10 la 1. 10, mai adânc, relaxată și nouă, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8. Nu este niciun sunet de deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet. 7. Inclusiv sunetul vocii mele te ajută. 6. Să te relaxezi și mai mult. 5. Mai adânc relaxată, mai liniștită. 4. Ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3. Este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Încă o dată dublează relaxare și observă cât de bine te simți. Doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Iar acum, într-un moment, voi număra de la 1 la 3. Când ajung la 3, să te conectezi cu partea sufletească a lui Petruța. 1, 2 și 3. Spune dacă ai găsit-o, identifică, cere acordul și dă informații de ce suntem aici. Da, deci arată după a venit cu forma sufletului, cum ar veni. Și deci Da. este tot o doamnă înaltă, așa tot Da. cu părul închis la culoare, adică un castaneu, așadar foarte lung. Lung și este foarte înaltă și pare a fi o ființă osoasă, așa după forma asta. Da, ea, am identificat-o. I-am cerut voie să lucrăm cu ea și pentru ea în această sesiune. Nu numai că mi-a dat acordul, dar pare bucuroasă, așa, efervescentă. Dar un fel de bucurie decentă, Da, adică da. nu țopă într-un picior sau sare în sus, înțelegi? Bucuria se citește la nivel de energie. Parcă se pompează dinăuntru în afară energie pozitivă. Da, bun. Dacă cercetez cu atenție, deci de piciorul ei stâng, undeva în dosul genunchiului, jumate de menis, să spunem, în față și în partea din spate, lateral, deci este prins ceva ca o energie, ca o zdreanță de energie, ca și cum ar fi un lucru vechi, știi, zdrențuit. Are o energie de un alb cenușiu. Și parcă se văd niște ochi acolo, în Este o ființă. pliurile energiei. Este parte din sufletul unui decedat, unui descărnat. El își dă ca nume Sofian. Și spune că este mama lui. Adică este o informație eronată asta, Da. da? Deci cumva s-a lipit, îmi vine informația în timp ce ea a stat în spital acolo, a decedat când ea era în spital, știi? Și probabil anumite entități au comunicat că asta e mama, să se ducă la mama, știi? Au îndrumat, da. 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 Sunt niște
ființe care arată cum sfinții aceia din religie, din icoane. Adică cu veșmintele Da. acelea țipătoare aurii, da? Da. E cercetat, uite de ce se îmbracă ei așa, pentru că practic imită anumite modele, deci Da. duc la imitația unui fractal, a unui pattern care duce la entitatea superioară a lor ierarhic, respectivă, să Da. știi. Adică înăuntru portalului vezi acel veșman. Bine, cei care Da. apar în alb vor să înșele, știi, ca aparență. Este foarte intrigată partea sufletească de faptul că a reușit să se atașeze această Da. parte descărnată, știi? Ca și cum spune că a simțit că o trage în jos, poate că și-a scăzut vibrația, dar asta nu înseamnă să care după ea, deci ființe care n-au nicio treabă. Și Da. deci cumva, deci se miră că, adică logic vorbind, dacă există vreo logică în toate astea, ar fi trebuit Da. parte din sufletul mamei ei, care a decedat acolo, să se fi atașat, da? O văd și transmit informația acum, adică prin intermediul ei, deci parcă este într-un portal ca o gaură, da? Și Da. deci e mult deasupra și se uită în jos, îi vezi așa, știi, că spliați să se uite în jos prin Da. marginea acelui portar, că e oarecum un pic transparent, să spunem. Cum sunt geamurile mate, da? Dar îi se deosebește fața foarte bine și deci este înconjurată de, adică a fost luată de ființe false de Da. lumină, da? Și deci ca și cum s-ar uita în jos și deci îi comunică că să nu se mire, că și așa a dat acordul ca acest descărnat Sofian, știi, să se atașeze de ea. Pentru că are energia bună și spune că anulezi de greș, nu primim nimic, nu trebuie să fim egoiști. Trebuie să dăm la cei care n-au, pentru că așa scrie și în, cum zic ei, anulezi de greș Sfânta Scriptură, știi? Și deci ăștia e legătura umbilicală. Da. Cred că a mai fost tăiată, dar e un fel de legătură umbilicală, nu cea originară dintre Da. ele, știi, care a fost de la naștere, ci un fel de conexiune în plexul solar care aparent seamănă cu o legătură umbilicală ca să nu fie depistată, știi, la o curățare, la o adică. Și deci își smulge acel cordon și parcă și zdranța aceea, deci nu mă adresez ca să jignesc acest suflet, Da. ci ca formă, da? Da. Parcă se cutremură și parcă se dezintegrează, da? Și deci vine o ființă înaltă, unul dintre cei doi sfinți și a venit aici și deci pare că o ceartă pe partea sufletească, Da, să dar așa viteze și numai un moment, să mă duc până la baie, 2 minute și revin. Da.
de ușa. Așa, bun. Și numai el de la 5 la 1 și te reconectezi în momentul când venise ființa religioasă și o ceta. 5, 4, 3, 2 și 1 și reconectează în scena în care erai. Deci o ceată și spune că uite ce ai făcut, că, ca și cum ea ar fi cauza pentru care s-a împrăștiat acel compozit de parte sufletească, da? Și spune că Sofian acel a murit tânăr și că își dorește să mai fi trăit și în mod normal ca niște anulăm de crem bun creștin trebuia să-l țină cu ea, să-l încorporeze între părțile ei de fapt. Da. Asta era, da, faptul că deci ea spune este într-o stare de slăbiciune acum anulăm de crem și nu primește nimeni din cauza decesului morții mamei, spune că ca și monedă de schimb ar fi dat accesul la conversații cu cea care i-a fost mamă. Da? Spune că doar toate se plătesc și n-are cum să fie altfel decât în modul ăsta. Da? Și deci ea, sufletul mamei de acolo de unde este, am zis, din acea gaură portal, știi, deci face semne așa că da, este de acord, ca niște litere de surdomuți, așa face, știi. Și văd cum se deschid valuri de energie, de comunicare cu sufletul fiice, să știi. Deocamdată ea să închidă temporar, în afară de cea de la inima energetică la inima energetică, da? Da. Percep o stare de agitație, să știi. Adică Petruța nu este acum liniștită. Este ca și cum ca o apă din aceea care la suprafață, știi, pare liniștită, dar înăuntru fierbe. Adică văd o transformare, nu știu, ca și cum ar fi luat o hotărâre și dorește să se curețe de anumite lucruri vechi. Parcă o altă parte a personalității a ieșit în față și parcă nu se mai lasă admonestată de, în legătură cu soțul. Așa și deci dorește să facă schimbări. Da. Da. Bine. Cu cel care veni să o certe, ce face? Ce conexiune are ea? Nu are conexiune directă ea. Decât are un fir la spate în ceafă cu ocazia pomenilor, pomenicelor. Da. Înțelegi că trebuie să urmeze pașii creștinești în cauza familiei, știi? Chestiile astea, deci, mențin sufletele. Adică faptul că vezi că familia îmi sare în cap, că familia mă obligă. Nu poți fi în două luntri, da? Deci, pentru că dacă te duci acolo și iei parte, deci te potcovești cu ființe de genul ăsta. Asta este alegerea fiecăruia. Nu îi impunem nimănui cum să trăiască și dintr-un anume punct de vedere înțeleg perfect ce înseamnă, da? Așa că alții hotărăsc peste capul cuiva, știi? Și, dar uite că s-au ales cu conexiuni, da? Ea are la cam la 15 centimetri de aura ei în toată partea din spate, parcă are un fel de ilic de vest, așa, știi, care, în care abia așteaptă să o îmbrace ființele false de lumină și parcă n-are decât conexiunea asta la gât deocamdată, știi? Adică niște fire au intrat acolo cu ocazia scăderii vibrației. Îmi vine informația emoția de jale, știi?
sub Da. emoția, de fapt, este o emoție secundară, da? Normal, jalea asta ar trebui să strângă toate energiile nebenefice care ar exista înăuntru cu ocazia decesului unei ființe dragi și să fie arse după aia, da? Mi s-a Da. parcă și numele și destinația s-a schimbat a acestei subemoții, parcă este o emoție artificial implementată, da? În altă ordine de idei, să-l desfacă pe tot de ea, pe Sofian, cu fiecare Da. fibră, cu tot ce mai are, da? Parcă își făcuse deja la începutul călcâiului din mijlocul tălpii, așa își băgase un fel de conexiune până în sus, deci ajungea până în șolt și până în zona genitală, deci la Da. acolo, la burtă, uter, știi, abdomenul inferior, da? Ce e cauza? Hemoroizii. Este ca și cum el pompa niște energii bine nu luate de la el ca suflet, ci aduse din afară, vrea să le urce în sus, în partea superioară a ființei și Da. organismul ea le elimina la nivel energetic și organismul se manifesta ca și cum plus rezidurile emoțiilor pe care le-a trăit în ultima vreme, da? Și mai văd o îngroșare a circulației periferice a abdomenului Da. din partea de jos, ca și cum tot ceea ce a fost în legătură cu boala pe care a avut-o cu covrigelul, așa, Da. deci și el în sine ca nano, ca neființă, ca fapt ce este, deci și el Da. magnetizează deci fierul din sânge, înțelegi? Și deci a fost eliminat din partea de sus, dar chestia asta de eliminare nu s-a terminat până jos cum trebuie. Nu s-a făcut împământarea, pentru că și-a fost reținută în zona asta, da? Și a dat naștere la afecțiunile ei, da? Acum o să-i spun să-și curețe toată zona asta, pentru că a curățat conexiunea, așa, să-și destupe subceacrele tălpilor, deci din scopitura tălpilor, să curețe, să lese, să... Deci este ca și cum ar drena, știi, un șanț, să spunem. Așa Da. și deci curge o mâzgă, parcă e vie, așa, și verde, și argintie, și negruie, și maronie, niște culori încerte, așa. Deci niște valuri energetice. Adică să nu ne închipuim că e ceva așa ca la vulcan este, Da. cu diverse nuanțe. Așa și parcă atât de mult a curs încât energia ei, practic, pe care a folosit-o la eliminare și la acest lucru, deci a rămas undeva între 16 și 17%, da? Și a spus, dacă a terminat de curățat, de eliminat, zic că acum conectează-te cu spiritul adevărat și necontaminat al mamei Da. Terea, mulțumește de curățare, cu energia pură apei din univers Da. și lasă aceste două energii să spele rezidurile. Deci foarte multe din semnături din sânge, un H mi apare, un P, un 13, un Epsilon, astea sunt fragmente, informații, litere, da? Ca și cum o copie după un ADN virtual ar fi vrut să se instaleze în secvențele ei, dar nu s-a putut și
Au rămas Da. reziduri și acum le-a eliminat. Dar și acele reziduri, deci cu puțin ajutor, se puteau ordona, înțelegi, într-un alt fel de program, bineînțeles, da? Deci văd o viață de ca și cântăreață, de Da. muzică populară, da? Deci este îmbrăcat în portul respectiv, așa, e o țară unde seamănă portul ca nostru, dar nu este identic, deci aici seamănă cu Maramureșul, cu Platca, cea cu volan, așa, și, dar modelele sunt, patternurile sunt astfel și au un fel de dia, da, e Cehia, actuala Cehie. Spune că se numea Nara. Bine, la noi Nara înseamnă Nara, știi, da? Așa, Nara, și culegea cântece populare, deci se deplasa și a dedicat viața să strângă, știi, folclorul. Și în acea viață a murit de cancer la sânul stâng. Spune că talentul, vocea, este undeva înăuntru ei. Așa, și deci ar putea să o facă și nu musai să apuce de cânta la acum, știi, dar ar putea să cânte, da? Bine că văd și niște firișoare pe corzile vocale, ca și cum ar alcătui cum este un caiet din acela pe unde scrii note muzicale, da? Ar alcătui un sunet, o parte dintr-o melodie. Știi? Și parcă este îndoit și răsucit așa ca un mel pe margine, parcă a rămas numai în cântecul ăsta. Ceva de genul. Înțelegi? Adică i-ar fi blocat accesul la voce, la vocalize. Și mai văd încă o viață de ei, deci pare să că este legată de sunete și de muzică, da? Deci este într-un fel de teatru din acela kabuki japonez, știi? Adică este foarte albă la față, știi? Și cu gura mică desenată, știți cum se îmbracă ele și cu funda cea mare în spate, legătura, și are o rochie care este în sus blu deschis, din ce în ce mai blu, și sfârșește prin a fi albastră la extremități, inclusiv la mâneci, care a fi din mătase naturală. Deci, portul mătăsii naturale, deci mătasea naturală, elementelor naturale, văd că ridică vibrația acum, da? În timp ce plasticul blochează, adică cu cât este mai proastă de origine haina, cu atât chinuie celulele epiteliale mai mult și implicit parcă transpirația, în loc să iasă afară, se duce înăuntru și sunt ca niște puncte nanobotice, știi? În fine, da. Adică vrea să arate cântecul din ea, practic, asta îmi spune partea sufletească, da? Să spun, vrea să-mi comunice că noi suntem lumină pură și noi suntem energie frumoasă și suntem cântec și suntem atât de strâmtorați în corpurile astea fizice, spune, și nu ne putem manifesta, și spune că și ea câteodată ca și cum ar fugi, știi, în portaluri unde îmi arată și cântă și se învârte, nu pot să spun că este un dans anume, știi? Ca și cum s-ar învârti și aici rămâne o imagine și încă una și imaginele se împletesc așa până la nesfârșit într-un model, știi? Și spune că nu-și dorește nimic mai mult.
A înțeles, spune, este în acea fază când înțelege că lucrurile astea materiale au un termen de expirare, așa cum are și Da. corpul omului, spune. Și că, da, într-adevăr, poate că muncești dintr-o privință ca ea și familia ei să fie bine, dar spune că nu mai sunt ca înainte. M-am schimbat și am înțeles că adevăratele valori este ceea ce ai trăit și ceea ce porți cu tine, spune. Nu musai Da. ceea ce faci și lași în urmă ca lucru fizic, pentru că oricum, până la urmă, toate sunt niște iluzii în joc, da? Da. Ca și cum din moment ce tu pleci, spune, ca și personaj, jaloanele pe care le-ai pus tu sau care au fost puse pentru tine, spune, depinde de modul cum ai fost conectat cu conștiința, gradul în această Da. experiență, spune, ar fi îndepărtate sau modificate, spune. Și zice că a observat asta prin conexiuni ca parte sufletească după decesul mamei, pentru că și-a pus multe întrebări. Spune că da, într-adevăr, mintea fizică a jelit-o, spune, dar ea la capacitatea de înțelegere de acum, spune că vrea să o lese să plece și să plece bine, să o ajute să ajungă cu bine, da? Și deci când spune lucrul ăsta, deci mi-o înfățișează ca și cum cuvintele ei ar prinde conturi, înțelegi, și devin imagini. Și mi-o înfățișează, să spunem, ca pe un puf de păpădie, un Da. smog din acela, și sufletelul ei este într-o fioliță, așa, aurie acolo. Deci, asta este introiecția, ceea ce dă drumul ea să iasă afară din ea, înțeles, să plece. Da. Și deci acei pufișori, știi, deci reprezintă conexiunile și feminine și masculine. Vezi tu, cele feminine sunt Da. translucide, iar cele masculine au un firișor, da? Deci, nu știu, îmi face impresia că repetă patternul 01, 011, știi? Ca acele coduri de calculator, da? Își spune cumva că am întrebat-o de ce 01, pentru că 01, știi, codurile AI-ului, da? Și zic, Da. ai vreo conexiune sau ți se induce? Un program spune că oricum încearcă să ne se inducă pe toate părțile aceste programe și spune că sursa primordială a creației reprezenta zero, da? Și spune că ca să se cunoască pe sine a fost nevoie de patternul lui 1, da? Și deci ceea ce a rezultat patternul lui 1 imediat din 0, care este cu energia absolut feminină, spune, a fost de fapt neutră. Da. Neutră, dar feminină, așa apare ca informație, deci a fost masculinul, da? Și că masculinul a căutat întotdeauna, știi, la un moment dat să-și abroge rolul de creator și să-și depășească limitele și de aici s-a născut, practic, să spunem, conflictul inițial, cumva, cumva, da? Așa. Și deci parcă își reface echilibrul ăsta între Da. energia feminină și energia masculină. Este adevărat că din cauza conexiunii cu acel Sofian, așa, Da. deci mai mult organele de pe partea stângă sunt mai afectate, parcă ar fi mai mici decât cele din partea dreaptă, energetic vorbind, dar sunt mai luminoase, în mod Da. ciudat. Pe când organele de pe partea dreaptă par a fi mai mărite, știi, păreau, acum se echilibrează, mai mărite și mai un pic cu lumină mai întunecată, da? Și zice că îi transmite și
spune să nu crezi că iau asta drept program pentru că nu mai este cazul, îi transmite mama că noi, deci noi copiii, înțelegi, copiii părinților noștri, cum ar veni, noi prin egoismul nostru ținem părinții mai mulți ani în viață decât ar trebui. Adică, după cum îi văd eu, ar trebui părintele să moară la o vârstă, după teoria asta lor, așa, este în legătură cu linia lui Petru și Arhanghelului Gavril. Așa asta. Toată barba asta pe care o spun, că altfel nu pot să o spun, înțelegi, toată micciunăria lor. Și zice că deci ar trebui să moară părinții la o vârstă la care copiii sunt încă fertili, ca ei să se poată întoarce ca și copiii ai propriilor lor copii și să se continue. Știi? Deci spune că în felul ăsta și-au fost cândva liniile genetice, n-ar fi fost linii genetice, ci ar fi fost niște bucle de opios. Așa se numesc în termenii lor, opios. Deci o buclă, dar în care bunicul se întoarce ca fiul al nepotului, e la a treia generație, da? Și spune că cândva a fost la a doua generație și ei de asta permit ca să se știe de reîntrupare și de toate astea ca populația să accepte și la adică să accepte, văd că ar fi fost un fel de program de eutanasiere benevolă, da? Și deci între 30 și 50 de ani adulții n-ar mai fi îmbătrânit, ar fi stagnat, ar fi stat în forma de la 30-30 ceva de ani. Deci într-o formă bună, dar în jurul vârstei de 50 până 55 de ani la alegere s-ar fi dus benevol la eutanasiere pentru ca sufletul lor să se întoarcă în aceeași familie, spune. Adică să se mențină. Cert este că, deci văd un fel de dezastru, aș putea să spun, anulez alte conotații, pentru că sunt amestecate sufletele, compoziți. Deci părți rămân acolo sus când ei se eutanasiază, deci merg, în fine, o grămadă de amestecături. Da. Și am zis că mă uit și la legătura cu acea persoană care îi semăna, da, este decedată, îi semăna perfect, da? Să știi că nu, deci este o persoană cu suflet, cea care a decedat, deci tiza, nu les de crez, nu vreau să crez nicio legătură falsă, dar seamănă izbitor seamănă între ele și deci le văd că au fost surori gemene undeva într-o viață, da? Uite că există posibilitatea de a-i trimite informații dacă dorește și să curețe orice este de curățat din câmpul morfic, da? Este ca și cum știi, vezi, când pleacă ce-i drea să le spunem de lângă noi. Deci și sunt prinși de către entități într-un fel sau altul. Deci ei formează niște câmpuri morfice, să le spunem, cum să le spun eu, de fostă familie, da? Și asta nu înseamnă că musai din, deci să spunem că sunt 4-5 din viața asta, se mai adună nu știu cât, știi, deci este ca o ciupercă din aceea de pădure care are mai multe straturi, așa văd. Egregorul acela, da? Și deci are tendință de aliniere la acest egregor, ca și cum dacă nu merge pe stratul întâi, știi, de sus, pe stratul întâi, se duce prin măduva ciuperci în sus, știi, ar fi și... Deci sus sunt rudele de pe această viață. Ca și cum rudele acelea decedate fiind într-un plan iluzoriu unde
conștiința este destul de perturbată, să spunem, nefiind deliberate, deci ar face o chemare comună, o atracție, da, pe care la nivel energetic sufletesc, sufletul respectiv o resimte și deci asta este, poate fi privită câteodată ca o falsă trezire. Adică persoana respectivă simte că nu-și mai găsește locul, știi, în viață și începe să renunțe la bucurile vieții, dar într-un mod nebenefic, știi? Deci nu este ceea ce numim noi trezirea, că nu-ți găsești locul pentru că știi, practic, ai fost împins, ai fost adus aici sau păcălit ca să vii. Sau poate că ai venit să faci ceva, dar să nu stai așa și deci în contextul ăsta și pare că noi sufletele astea care trăim și întotdeauna reseturile, cum ar fi pandemia și asta, deci căpătăm o experiență foarte mare ca suflete. Este ca un gol averaj pentru experiențele în conștiință, da? Adică nu ne pune, să spunem, mai presus, pentru că energia și conștiința tind totdeauna să fie egale, ca un echilibru, ca o balanță care se reglează continuu, dar venim cu un prinos de experiență mai mare. De aceea, întotdeauna trebuie să avem grijă la fiecare curățare, informațiile noastre să le transformăm în deci energia, emoțiile să le transformăm în informații și să le rădăm, să se refacă fluxul, da? Și la fiecare, să spun, o experiență nebenefică, cum este acum Terra, da? Cu tot ceea ce se întâmplă, cu obligativitatea aproape, aproape de a te înțepa, de a nu circula, restricțiile, strâmtorile, practic, economico, de libertate și energetice ale ființelor cu suflet și nu numai, știi? La urma urmei, toate ființele vii au drepturi. Așa. Deci, practic, este ca și cum tot ceea ce este mai puternic, da, se află acum aici să unii să înțeleagă, unii să trăiască și unii să spargă aceste bariere, da? Da. Bun. Deci așa înțeles. Este ca și cum și-ar fi scos ambele picioare. Acum e suplă și înaltă și are un fel de coc. Parcă nazist. Anulez de crez, dar într-un sens bun. Adică are din finețea și ordinea femeilor de atunci, știi? Deci e blond acum cu niște ochi mari albaștri. Și fața s-a mai lungit, s-a modificat. Deci spune că este olandeză și se numește Hania, așa, în această viață, da, și spune că da, a făcut parte dintre asistentele care lucrau în acele orfelinate unde se făceau copii în serie arieni, da? Copiii aceia, știi, blonzi cu ochii albaștri, cu ADN-ul deosebit, da? Bine că și ăsta a fost un program, știi? Și spune că s-a întors aici Hana ca să dea informație la sufletele acelea, pentru că și-a dat seama că multe dintre informații au plecat, da? Mulți din acei copii sunt creați în laboratoare și nu sunt copii vie în adevăratul sens al cuvântului, da? Dar, deci au un fel de chip de performanță, să spunem, o conexiune cu un suflet și pot procrea prin acea fir conexiune cu un suflet. Sunt altfel de carcase și de clone, știi? Sunt perfecționiste, da? Bine că, adică pot agăța un suflet, să spunem, să-l păcălească, să vină, dar parcă copiii aceia nu mor, nu trăiesc, mor, știi?
Adică ori se naște și mor la vârste fragede. Deci vrea pe toată rețeaua asta să transmită informația ei, înțelegi? Să înțeleagă mamele, bunicile, strănepoatele, că s-a ajuns la strănepoate, acelor generații, ce au în familie și ce sunt, spun. Și deci acoperă o arie foarte mare, da? Este Da. tot sud-vestul Europei, pentru că a avut experiență și partea nordică. Știi, și a dat această informație. Și deci iarăși a retras o grămadă de fire din ea, da? Conexiuni și emoții care au rămas, o emoție de vinovăție, da? Care o face în viața asta să se sacrifice și a făcut-o să se sacrifice pentru ceilalți și să nu țină cont de binele propriu, da? Și spune că acum și-a schimbat percepția și înțelege că dacă ea însă și nu este bine, n-are cum să-i ajute pe alții, pentru că tot ceea ce mană spre ei poartă și amprenta energetică a stării nebenefice. Și atunci cum să-i ajuți pe alții dacă tu nu ești bine, spune. Știi? Bun, foarte bine. Deci a ajuns practic și a curățat mare parte din emoții. Mai are emoții din viețile ancestrale, da? Da. Este ca și cum ar fi o țesătură ca o parașută pe care o bate vântul și e prinsă din loc în loc de un nit, da? E bine, nitul acela, știi, ca și o bate vântul pe dedesubt și o umflă, așa arată conexiunile, știi, cu viețile. E bine, nitul acela sunt tocmai emoțiile legate de acea viață, da? Așa cum ar strânge gheme, 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 ghemuțe și se îngrămădesc în aparatul, în corpul emoțional, știi? Acum le curăță și parcă le-a pieptănat așa și le-a făcut șiruri lungi, le-a transformat deja în informație, știi, și le pipăie și le codifică, da? Sunt așa frumoase codurile astea, deci parcă alcătuiesc o spirala adn cu scărița ei, știi? Și se duc și se releagă de supraconștientul colectiv, își face parcă o lumină, o cutremură și nu mai este nici fosta nazistă olandeză, nici așa, deci este o lumină longilină care Este imită lumina ei. da, așa frumoasă, un verzui dulce, un gălbui auriu, un alb în mijloc și imită silueta unei fete cu păr foarte lung, într-un veșmânt ușor, cu un corp extraordinar de frumos, cu numai energia poate alcătui, deci, și cu tălpile goale, da, și parcă merge. Știi, merge pe un drum, parcă e într-un film din acela de reclamă și părul îi atinge pământul și face scântei pământul. E un fel de sol frumos, luminos. Nu sunt flori, nu sunt nimic, nu e așa. Este numai un drum și culori, energie, energie, energie. Și deci ne-am spus să-și retragă și abundența benefică. Deci vine ca valuri, sunt diverse crețuri de nuanțe și se adaugă și se contopesc lateral. Și deci ea merge foarte hotărâtă, este un drum foarte frumos. Nu pot să spun culoarea pentru că e un amestec de toate culorile și de s-a oprit la conexiunea cu, ca și cum aici este poarta de intrare în sursă, înțelegi? Și se vede interiorul și totodată exteriorul ei se vede foarte luminos în afară, deci ceva și starea, vibrația de aici este extraordinară și înăuntru, deci se vede râul de vindecare și toate celelalte zone, parcă iubirea este una cu autovindecare și cu cunoașterea toate, le știi pe toate. La un loc s-a dus direct în nucleu, în miez și deci s-a făcut așa ca un de mărimea unui bob de cafea, ca și cum ar fi fost învârtită într-un
într-un nod de energie, într-un flux mai degrabă decât un nod și acum s-a expandat, așa este, este de în lumină aici și luminile așa pulsează și deci se adună din ce în ce mai că merge în holon acum, Da, așa și și așa va deja apărea pe viața aceasta. și îl formează, nu și lea, Da. așa, da. Adică, ca și cum și-ar studia, s-ar spune că este cea mai frumoasă reconexiune, pentru că de aici poate să discernă ce erori face sinele de pe viața de pietruță, spune. Așa, și deci, ca și cum ar nota formei, deja este o lumină aici, dar parcă am împins un avatar, știi? Și îi dă acelui avatar în scrisuri, știi? Bine, nu cu scrisul pe care îl cunoaștem noi. Și deci o ține așa în mână, agățată morfonul. Este o ea, dar în miniatură. O ea pietruță, știi? În miniatură. Și trece încă o dată prin știința colectivă. Așa, spune... Am întrebat-o de liniile genetice, Da. dacă sunt refăcute, și spune că dacă a înțeles mecanismul lor. Undeva, totuși, era ceva, da, un punct și ne-am apropiat de el. Și când ne-am apropiat de el, punctul acela a crescut și a devenit un fel de copil broscuță cu burta în sus. Înțeles, și zice că aici au încercat și nu știe de ce n-a distrus asta până atunci, să o facă să genereze o linie de hibrizi. Și spune că era pe o planetă artificială, Da. așa, este echivalentul anului 345 terestru, dinaintea erei noastre, și se numea Loyola acolo. Și deci s-a trezit într-un corp mai așa, mai de adult, într-o zonă friguroasă, împădurită, ceva cum ar fi prin munții Canadei sau prin părțile astea friguroase ale Europei, știi? Și deci s-a trezit pur și simplu ca și cum viața ei a început de la 20 ceva de ani spre 30, da? S-a trezit că știa să facă anumite lucru și spune că erau niște ființe care îi puneau în față ceea ce avea nevoie. De exemplu, când aproape se terminau lemnele, fiind foarte frig, era înghețat și ea găsea un buștean pe care îl putea tărâ și tăia, să spunem, da? Și așa mai departe, sau dacă se căzuse o țiglă de pe casă, ceva care trebuia înlocuit, ceva asemănător, îl găsea lustruit și fasonat, numai ca să-l monteze, știi? Și atunci i-a vrut, deci s-a făcut că doarme și a văzut ființe pândindu-o pe la geamuri, cum ar veni, Da. da? Erau niște bărbați cerbi. Adică partea asta de sus, de la, așa ca niște cerbi, ei vedea frumoși, aveau și coarne, aveau și brațe, aveau și... ca și cum ai băga o jumate de cerb într-o jumate de om. N-am cum să descriu altfel. Și pur și simplu s-a amorizat de chipul unuia care îi apărea, știi? Și atunci a început să-l cheme. A zis că dorește să-l vadă, dar ea era interferată, în fine. Și aceste ființe cumva i-au comunicat că ei sunt o rasă care au degenerat din niște oameni care au trăit în condiții, nu-i spune că sunt entități, că nu suflete și în fine, și până la urmă spun că numai noaptea poate să vină și ea trebuie să țină ochii închiși, niciodată să nu deschidă ochii, să se împerecheze cu ea, cum ar veni să-i fie sor, și visează un fel de ceremonie ciudată, Da. așa, în care ea este
conduse la un fel de altar de gheață și are o roche spumoasă de mireasă și el este într-un costum tot așa alb, dar îi ies niște oase în plus pe aici și niște blană, știi? Și capul este plin de coarne și îi vede ochii, parcă sunt ochi de foc arzători, gălbui, portocalii, știi? Deci ea se cunună în acest vis cu el și el o posedă, dar ele sunt entități. Înțelegi? Deci aleg forma asta de manifestare pentru că au folosit această formă de manifestare ca să depopuleze această zonă, posedând cerbii din zonă. Deci chiar au făcut-o, de asta au înfățișarea asta, știi? Și pare să că ea rămâne însărcinată, parcă este, cum să spun, ca în transă tot timpul, știi? Deci are de toate, întotdeauna îi se aduc la nas, ți-am zis, lucrurile de care chiar și alimente sau lucruri de îmbrăcat le găsește ca niște cadouri, ca niște pachete în locuri neașteptate, pe un buștean tăiat și așa mai departe, nu musai în curte sau în fața casei, da? Dar le găsește întotdeauna. Ea simte îndemnul că să meargă să le... În fine, deci naște doi copii. Unul dintre ei are hologramă, ei par gemeni, da? Dar este o ființă groaznică la înfățișare și mai mult decât atât, deci este cu acele oase ieșind pe aici, nenaturale, ca niște ciocuri, ca niște coarne, nu știu cum să le spun. Mai mult decât atât și bebelușul celălalt este, are urme, știi, în partea asta, cum au stat în pântec și câteva răni micuțe, știi? Dar ea nu-și dă seama că de la ceilalți, nu-l poate vedea, are hologramă, da? Și deci are și dinți ăsta al doilea, știi? Deci pare a respiri, bineînțeles, pare a nu mai poate trăi, trăiește circa 3 luni, dar esența lui se duce în copil, înțelegi? Copilul celălalt face febră, stă gata să moară și deci ea se visează ca și cum ar sta într-un spital și i s-a pus o perfuzie, așa, dar foarte groasă, așa, cât un deget și îi se ia lumină prin perfuzia aia și în jurul ei, deci nu recunoaște fețele ca și cum ar fi aburite, dar sunt numai entități. Ea chiar este răpită și dusă, da? Și deci copilul acela, deci, crește sălbatic, așa e frumos la aspect, foarte înalt, dar e ca un monstru și parcă cu un handicap, da? Deci, pentru că este ființa cealaltă care îi blochează dezvoltarea, da? Așa, e bine, ființa asta, copilul ăsta, ca și suflet, a fost bunicul din partea mamei în această viață. În fine, hai că m-am abătut prea mult. Să taie, să elimine toate aceste emoții, da? Și din partea asta, adică ei au creat un fel de frică din viață în viață, de maternitate, da? Ca și cum întotdeauna sufletul se întreba ce mai naște, știi? Și în momentul când îi vedea că sunt normali copiii, nu musai în viața asta la băieți, dar în genere, în toate viețile, da? Au avut niște emoții nefirești. Și în genere, emoțiile femeilor însărcinate în așteptare sunt legate de viețile trecute mai degrabă decât de viața asta, cu organismul tău știe că totul este în regulă până la urmă și se transmite. Și sufletul tău știe că totul este sau nu este în regulă și iarăși se transmite. Mai degrabă sunt întortocheile minții subliminale care a creat în trecut mecanisme de apărare. În fine. Și am ajuns acum. Acum și aici am ajuns. Dar unde să mergem? Pe puncte, să vedem un pic. Să vedem că spune că într-o dimineață, fiind în baie, în timp ce spăla pe față, a auzit clarul ciocănit la ușă și a crezut că este fiul. A zis cu voce tare că iese imediat, iar când a deschis ușa, nu era nimeni. După l-a întrebat pe fiul dacă el a bătut și a zis că nu. Ce sau cine a fost?
Deci este compozitul Sofian care își încerca puterile, tocmai luase, Da. cum să spun, o bucată grasă de energie peste noapte și se știe că, deci, o amestecase cu un fel de energie, vine eter din mediul ambient și făcuse un fel de ectoplasmă și încerca dacă poate să se manifeste, înțelegi? Adică la o adică să știe că putea să ajungă să-i bântuie dacă nu era îndepărtat, da? Deci asta era planul entităților, da? Să-i bântuie pe toți din casă, numai pe ea. Și l-avea în vizor pe el, prin ea, Bun. Cert este că atunci, prin surprindere, prin, cum să spun, secunda de spaimă s-a legat și la energia băiatului și ea îi spune, știe, îi arată cum să curețe. Spune că Bun. simte ceva în piciorul stâng și din când în când ușor dureri ușoare în spate, în zona plămânilor. Da, este Sofian, care Da. acum, deci, a luat suficientă informație, a stat să mai vadă și deși a cerut scuze și mulțumește partea asta, dacă are conștientă. Da. Să spunem că este un 10%, dacă este așa, dar dacă se duce asta în lumină, acest 10%, reușește. Știi? Deci acum și-a rămas bun și merge în portalul de lumină, da? Văd cum își trage ca o ciupercă, așa, știi, ca și cum și-a trage ribozomii, știi? Bun. Întreabă dacă mai sunt alte organe afectate. Am descris deja, Da. nu, acum s-a refăcut echilibrul și acum depinde de câtă îndoială dezvoltă sau nu dezvoltă partea fizică, da? Da. Deci dacă mintea fizică pune la îndoială autovindecarea, nu se face, da? Dar dacă mintea fizică colaborează cu mintea subliminală, deci toate se duc, aș fi bine să renunțe, spune partea sufletească, îi comunică la anumite alimente, da? Și Da. deci văd că i-a pus pe lista neagră alimentele grena și verde foarte închis, Da. așa spune că așa, apoi cele care creează stare flască a Da. intestinelor, așa, și să mănânce alimente care produc mucilagii, cum ar fi orezul, bine, cel natural, fiert, înțelegi, nu plasticul. Așa, și ar fi indicat și post cu lumină, cum ar veni, adică Da. water fast, da, pentru vindecare, pentru că altfel zona aia nu se curăță fără water fast, da? Să încerce 2 zile progresiv săptămâna asta, bine? Săptămâna Da. viitoare 3 zile, săptămâna viitoare 4 zile și așa mai departe până ajunge la cele 12 zile, da? Până se obișnuiește organismul. Da. Da. Și s-ar putea ca vindecarea să, nu știu, dacă reușește undeva la a patra săptămână. Adică să nu fie nevoie să ajungă la cele 12, da? Dar să pună ca program, ca intenție, că Da. asta dorește să facă și îi spune că, uite, este un moment bun pentru că acum și restul adormiților țin poși, nu se pare nimic ciudat, da? Da. Adică să nu cumva să se gândească că familia ei, parte din familie se gândește la cârnați, porc și așa mai departe, pentru că își dă cu stângul în dreptul. Acum fiecare face ce vrea. Eu am comunicat ce a zis la președinte. Bun. Să începem atunci curățarea finală. Da. Se reconecteze cu spiritul necontaminat al mamei terra, spiritul necontaminat al apelor. Își curețe lichidele, fluidele din corp, să se energizeze chakrele. Da, deci l-a curățat a doua oară. Da.
Așa, pentru că se armonizează cu lumina pe care a adus-o pentru sine și de jur împrejur la sursă, sursa Da. primordială a creației, da? Așa, foarte bine a făcut-o. A unit energiile astea și a făcut tor de lumină și îmi place că a pus, deci, morfonul acela, păpușica, știi? A pus-o lângă, s-a expandat și a intrat în ea și a început rescrierea programelor, Da. da? Bun. Linii genetice, dacă le-a curățat. Te-a curățat, da. Bun. Și a făcut reconexiune cu supraconștientul colectiv. Se revece Da. toate emoțiile în toate viețile și din aceasta ca informație. Da, și să curețe Să-și... toate Da. câmpurile morfice de toată Da. urma amprentelor nebenefice. Tu știi cu Da. ce a început cu viața aceea când era cu cerbii? Da. Da. A început Bun. ca și Să-și... cum a curățat pădurea aceea toată, așa, a curățat-o și Da. alte locuri și viața din, așa, de când era Hania. Bun. Să-și atragă abundența benefică împrăștiată, să-și facă abundența ei benefică, canalul, să meargă până Deci să sus. anuleze toate permisiunile, promisiunile, Promisiuni. contractul, orice Da. acord făcut în stare de trezie sau de somn și între ele, cu orice ființă și în genere toate Da. contractele, cu orice ființă de înaltă sau de joasă vibrație care nu are în vedere cel mai bun interes al ei și să transmită informația asta tuturor sufletelor. Deci este ca și cum s-ar pune în mijlocul cartierului unde stă și se face mare, mare, lungă și umplut cu șire de Da. informații până departe, ca și cum sunt în mai multe puncte din țară și din afară, știi? Și dă informația asta și a spus cui vrea să o primească, cui vrea mă expandez, spune, ca și conștiință și transmit cui vrea să o primească, Da. da? Ultima hologramă pe care a scos-o când și-a făcut curățările a fost holograma. În fine, era un bărbat, cred că era amerindian și avea deasupra un cap ca de Horus, de corb, așa. Știi? Adică ființa aceea intra și se manifesta prin acel el care era în acea Da. viață, știi, acolo. Și a curățat-o, și a curățat introiecțiile, hologramele. Da. Da. Și parcă a scos tot în legătură cu mama, lăsând numai amintirile frumoase. I-a transmis și ei informație, parcă mama s-a învelit și cum se învelește un fluture, omida, știi, când devine fluture în cocon și Da. parcă citește aceste informații. Da. Bine că sunt care încearcă să taie coconul, asta e altă poveste. Da. Bun. Să anuleze și toate ritualele, cele religioase și de orice tip, făcute cu voia sau fără voia știința ei, făcute de ea asupra altora, de alții asupra ei sau la care a participat. Conștient sau Da. inconștient, da? Parcă se spală multe litere din niște structuri și se scurg în pământ și se ard când vin în contact cu Da. solul. Cred că sunt cuvintele care le-a vorbit, înțelegi, toate formele gând pe care le-a creat în acele momente, la înmormântare, înainte și după cum ar veni și la Da. pomeni, știi, da. Bun. Parcă sub cimitirul ăla mai este un cimitir. Mult mai jos și mai adânc, dar este, cum să spun, un cimitir ciudat în care corpurile nu se înmormântează așa orizontal, Da. ci vertical în niște nișe în perete și acolo sunt niște ființe așa gălbejite la față cu niște mantii maro închise, niște ciudățenii Da. zburători care se învârt pe acolo, în fine. Bun. Să meargă acum să reconecteze în lumină pură, sursa infinită, ai binecondiționate.
să transmită această lumină, toate structurile și formele ei de manifestare. Da. Bun. Să-și ia torul de lumină, să curețe locul unde este pe cât este posibil. Nu și lea și îl face torul de Da. lumină. Așa. Da. Au curățat și de jur împrejur, au umplut cu energie până sus și a desfăcut conexiunile de la chakre care erau în diverse locuri conectate și atârnate. Bun. Dacă este gata, dacă mai vrea să ne zică ceva, părții Nu. fizice. I-a Bun. transmis deja. I-a spus atenție, atât atenție la. Bun. Că suntem gata atunci, ne dezlipim.